Consiliul Județean Sălaj, în parteneriat cu instituția Prefectului Județului Sălaj, Primăria Hereclean și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, organizează duminică 7 august evenimentul Guru Slău 2022, dedicat împlinirii a 421 de ani de la Bătălia de la Guru Slău, în care forțele unite ale lui Mihai Viteazul și ale generalului Basta au învins armata condusă de Sigismund Bathory. Manifestarea va avea loc pe dealul Guru Slăului, în vecinătatea monumentului închinat voievodului, și va debuta la ora 17 cu un ceremonial militar și religios urmat de spectacolul aviatic oferit de 3 elicoptere de la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu, Câmpia Turzii, și de un avion de la aerodromul Crasna. Garda monumentului va fi realizată de militari de la Brigada 30 Gardă Mihai Viteazu București, iar muzica va fi asigurată de fanfara militară a garnizoanei Timișoara. Programul va continua cu un spectacol de folclor, ce o are ca invitat special pe Sava Negrean Brodașcu, acompaniată de orchestra ansamblului folcloric Meseșul. Pe scenă vor mai evolua ansamblul artistic profesionist Porolisum cu soliștii Andreea Vălean Indrican, Claudiu Costinaș, Aurora Moga Popovici, ansamblul Berechene Cehu Silvaniei și ansamblul folcloric Meseșul cu soliștii Adriana Baciu Bonțe, Camelia Cherecheș, Lucreția Bolba, Denisa Blaga, Adelina Costina. Pe tot parcursul manifestării, sălăjenii sunt invitați să vizioneze standurile special amenajate de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană Ise Bădescu Sălaj, ADI Țara Silvaniei și Crucea Roșie. Cei interesați vor putea participa la ateliere interactive în care vor confecționa steagul de oaste al lui Mihai Viteazul, precum și spada și securea Marelui Voievod. Vor realiza brățări împletite și cusături tradiționale pe semne de carte, ori își vor testa cunoștințele de cultură generală. Nu vor lipsi nici demonstrațiile de prim ajutor, cele de dresaj canin, prezentările de tehnică militară și de intervenție ale structurilor din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, ori demonstrația culinară, susținută de Mircea Groza, cunoscut promotor al bucătăriei tradiționale. Evenimentul Guru Slău 2022 se va încheia în jurul orei 21:30, un foc de artificii. Precizăm că accesul participanților se face de pe E81 Zalău Satu Mare, de la intersecția drumului european cu drumul județean 110A spre Coșeiu, Guru Slău, astfel cu autoturismele personale până la baza dealului, respectiv în parcarea special amenajată și semnalizată. Urcarea la monument se va face pe jos, iar pentru persoanele vârstnice cu 2 microbuze. Cu 2 autobuze puse la dispoziție de către Consiliul Județean Sălaj cu plecarea din fața gării Zalău la orele 16 și 17.30. Acestea vor circula pe traseul Gara Zalău, centrul localității Hereclean, lângă plăcintărie Guru Slău. Întoarcerea va fi asigurată tot prin cele 2 autobuze care vor porni de la baza dealului în jurul orei 21.30. Vă informăm că pe drumul care duce din E81 direct spre monument nu se poate circula cu autovehiculele pe podul de lemn peste Valea Zalăului. Accesul este permis doar pietonilor.